Vă spuneam că hai să vedem cum se mai înțeleg Maria și Liviu, apropo de toată discuția aia de dinainte de pauză. Acele tale îmi fac tatuaje sub piele, schimbă sângele în vene și vrea să îmbătrânim îndoi. M-ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca o hoață a intrat sub pielea mea. Op, Maria, op, op, Măriuța, op, Măriuța mea. Place. Mă ucide ea, mă ucide ea, în ce? Îmi rupe inima, îmi rupe inima din piept. Arde, arde încet, arde pe asfalt. Ce mișto este așa? Să mă duc și la nuntă, așa, nu? Dar chiar ce zici, mișto din asta, așa în spate? Partea așa, pe partea altă? Și ăsta așa, pe, ca băieții, așa mai chiarit așa aici. Care vine cu părul blondă, ea de scrie în Backstreet Boys cu ye. Na, 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 desire, yes, I know. Na, 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 na. Na, na, uite ce mă plăcea mie să am păr. Să stai așa de lung, uite. Doamne, ferește. Tell me why ain't nothing more. Na, na, tell me why. Tell me why. Ce melodia, nu? Na, 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 na. Ce-mi place? In that way. Na, 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 nu știu. In that way. Nu știu deloc. Nu mă strânge așa că mă vinețesc. Și eu m-am vinețit. De asta nu e ok cu fondul tău. Ba, da, e ok. Nu te mai pune. Lasă-mă, îmi place numai de dat pe față, serio. Asta că vreau. Nu mă trage de păr, că mă disperi. Am cuvinte cu acești tași din gură. Lasă-mă, lasă-mă, mă. Nu te las. Ba, da, lasă-mă. Bine. Că termină. Vine, 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 vine. Au, au, au. Mă trage de păr, te-ai pus pe păr. Jur, mă doare nasul. Și uite, m-a durut și eram roșu. Și nu m-ai lăsat în pace. Nu, eu nu ți-am făcut așa, ți-am făcut ușor. Ce ușor, mă, că-mi dau lacrimile. Iar ești sălbatic. Dacă mă mai strâng de lată, te lovesc. Termină, că nu-mi place. Du-te ia acela de la grădiniță și trage de a fă pustii de astea. Mie nu-mi plac. Ți-e toate mai ție, când mă lovești doar tu. Dar când fac și eu ție. Doar ție, când mă faci tu pe mine, atât. Te spun maica ta. Ce dacă? Îi zic că mă bați. Ce dacă? Dovadă. Eu nu mai am. Eu te-am mușcat. Și mai bătut, bă, mi-a dat un pumn, nu mai mușcat. Mușcătura e bună. Mi-a dat un pumn, nu mai mușcat. Nu m-am mai prinde din nas și nu mai pișcă. Mi-a dat un pumn, nu mai mușcat. Eu nu ți-am dat niciun pumn. Nu așa a fost un cap, dacă vrei, dau un pumn să vezi cum e. Nu-i corect, ai două. Gata că mai pot, am obosit. Am obosit, gata, mă predau. Mare dreptate și doamna Mari. Mai vedem, să mai fim atenți și la alte lucruri. A? La asta se referea? Ce anume? Nu știu ce a zis doamna Mari, că ea știe niște lucruri pe care noi nu le știm. Ce, că ne-am jucat? Nu știu, întreb și eu, mă gândesc și eu. Că ai dat la cucurigul. Stai că l-am tras și pe... Zice Liviu că se plictisește și a vrut să ne jucăm. Ce? Dacă tot mă întrebați mereu de nepoți, nu vreau să fie în pericol. Păi da, nu a mai zis cineva că se juca așa Liviu cu ea. Bine, da, sunt obișnuită cu de-astea că am doi frați și făceau așa și când eram și sterilizată, dar nu...
Avea și el și mai are și acum pe față. De la soție, fosta soție? Nu, de la Maria. Eu pe la mușcată. De la actuala. Mamă, băi, sunteți oameni în toată firea. Nu mai fiți agresivi nici măcar în joacă. Că nici nu știi într-o joacă de asta vă țare Sandra și sare casa în aer. Că cu voi orice e posibil. Pe bune, nu vă jucați agresiv. Că pare, ați văzut cum pare. Vezi cum se vede la televizor? Zici că o pleznești. Adică, am și auzit. Dar ceea ce nu-i departe, iartă-mă. Ama, depinde cât accepti ca femeie, știi? Depinde cât accepti. Că dacă accepti... Maria, dacă accepti... Și eu de două zile sunt vânătă pe față. Da, violența domestică se poate și invers, da. Mie v-am zis că vorbim. Deocamdată ne-am jucat. Deocamdată v-am jucat. Mai târziu. Da. Maria și Liviu astăzi alături de voi cei de acasă de la ora 18 live pe Facebook. Urmăriți-i, spuneți-le ce aveți de zis, puneți-le întrebări, vor fi acolo.